Zilele mele, bune sau rele, toate sunt frumoase zilele mele, dar cea mai dragă zi de pe lume este ziua aceasta anume. Ziua cea sfântă a nașterii mele, plină de taine, păzită de stele, ziua de dor și iubire. Am venit pentru voi cu mică surpriză. Astăzi este ziua ta, da? Uite, mămica ți-a transmis ceva. Așa, mă ajut cineva? Da. Cred că ai așteptat așa cadou, mult așteptat. Este o surpriză pentru tine. Așa. Tort, aici este o tortă ca să îndulcească mai mult această zi. Șampanie sărbătorești împreună cu părinții, cu cei dragi. Așa. Și pentru fetiță avem uite așa o șampanie, este pentru copii, asta e vedere. Și ciocolatele ca să îndulcească mai mult această zi, tot este pentru tine. Așa, și ursulețul, ca să, când ați fie alături, vă cuprins mai strâns. De ce așa ești răsupărat? Hai să-mi vești puțin. S-a fi sculat acum nu de mult. Și pentru bunicuța, de bunicuța tot n-a uitat. Uitați, este... Eu trebuie să salutări și e bine. Sigur, este, aveți un, așa un buchet de flori. Să vă bucurim mai mult această zi pentru dumneavoastră. Și pentru Gabriel mai avem niște cuvinte frumoase care este recit pentru tine, da? Vreau să spun că când te-am născut, nu-mi venea să cred că ești al meu băițel. Te pupăm într-una, se numește ei Luna. Erai ca o rază de soare între popoare. Îți doresc multă sănătate, succes în toate, numai note bune la învățătură. Vă iubesc la nesfârșit pe amândoi. Nu sunt lângă voi, dar sunt în inima voastră. Și voi în inima mea. Și știți că sunt cea mai fericită mamă din lume. Că am așa copii. Că pup duce cu drag mama. Poate dacă aveți și dumneavoastră să-i transmiteți ceva lui mama. Uite, haide facem felul următor. Vorbiți direct cu mama, da? Mama să vă felicite și să-i spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte. Doamna Ludmila! Da. Ai ce urați lui mămica? Mult sănătate. O așteptați. Și să vii acasă. Mama. O zi frumoasă, mult sănătate, doamnă Liuda. A, poate mămica până noi, poate îi urați acolo ceva lui mămica. Ce îi spuneți? Mult sănătate și bucurie. Și mulțumim. Fetița, sunteți frate soră, da? De ce-i spune? Mult sănătate și fericire.